Dragii mei, legați-vă centurile de siguranță, începe un nou episod din Comedia Umană Mondenă. Astă seară capitolul, omul când e beat, se crede împărat. Ehe, dar ce putem face când împăratul din povești este chiar președintele țării? Aoleu! Să trăiți, să faci nimic! Deci bună ziua, agent șef Badea, vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră. Da, domn profesor, mi-am uitat caietul acasă. La plăcuneaza, n-am documentele la mine. Hai să lăsăm vrăjirile, domnul meu. Am nevoie de permis, talon, buletin. Ai nevoie? Dar de ce ți le-a furat cineva? Nu ale mele, ale dumitale. Mie mi-a furat documentele? Care mi-a furat documentele? Hai că le-am găsit. Mulțumesc. Ziceați că l-ați lăsat acasă. Am greșit. Ați consumat băuturi alcoolice? O bere. La halbă? La bidon de 8 litri. Altceva? Altceva toate bune, familia bine, femeia puțin răcită. Nu altceva ați băut? Acum știți și noastră că vinul după bere... Da, e plăcere, știm. Și organul apreciază un șpriț bun, o ceafă de porc, o alea, dar nu se urcă beat la volan. Cine? Organul. Nu se urcă? Ia uzi la volan. Haideți, trebuie să mergem la IML. Unde? La IML. Păi n-am fost eu la DNA, dar nu-mi uită la IML. Ce la IML? Institutul de Medicină Legală. Doamne! Dar cine a murit? N-a murit nimeni, domne, trebuie să vă ia sânge. Ce să facă? Să vă ia sânge. Ești nebun la cap! Așa îi spui tu președintelui tău? Să-mi ia sângele, simțitule! Oh, domnul președinte, vă rog să mă scuzați. În genunchi imediat! Îmi cer scuze, nu, Bunilor, nu m-a recunoscut. Puțin respect, bă, pentru autoritate! Iată ce imagine reprezentativă pentru poziția autorităților din România față de președintele Traian Băsescu. Cristian Tudor Popescu, fiara neagră, de unde a apărut, bă? Jucam tenis până apropiere și v-am auzit vocea, domnul președinte. Băi, Popescule, am să-ți demonstrez, uite, de față cu toată... Nu-i nimeni, nu contează. Am să-ți demonstrez că autoritățile și mai ales poliția își fac datoria chiar și în fața președintelui țării. Aha! Mă faceți să râd, domnul președinte. Da. E, aș vrea să o văd și pe asta. Da, o să vezi, dobitocule. Băi, ia ridică-te. Stau bine și așa. Ridică-te, bă, când îți spun. Ca să trăiți. Domnule agent, am băut. Să vă fie de bine. Băi, ești prost, e presă aici. Am băut, bă, și m-am urcat băul la volan. Asta este, mai întâmplă, nimeni nu-i perfect, domnul președinte. Băi, băiatule, amendează-mă, ia-mi permisul. Fă-mi ceva, da, că e bău ăsta aici. Nu pot, domnul președinte, amendează-mă, mă, fă ceva, te rog din suflet, fă ceva. Ia uite-l. Opa! Bă, dar ce nu-mi limă, bă, trotuar? Ia uite-l. Ia uite-l, Popescule, cum își face datoria. Ia uite, Popescule. Popescule. Hai, te iau în dreapta, unde mergi? O iau pe jos. Ia-o pe jos, du-te de dreapta.
di periferia è perché l'invitata molto speciale di questa sera è la Mahalagia e Magda Ciumacca. Buonasera. Buonasera. E Magda, io vedo che sei venuta con la nuova Dorinza de Viazza, è vero? Annumio Dorinza de Viazza è un realizzare. Ah, allora è una realizzazione. Dai, o mare realizar, poți să-mi dai mie microfonul? Sì, sì. De ce, Ramona? De ce? E o mare realizare pentru mine. Eu am apărut pe toate revistele, la Luceafărul, pe Gândul, am apărut în Femeia de azi de ieri, am apărut în toate pozele cu mine. Un momento. E chi a fatto le pose? Paparazzo. Ma io non conosco nessuno paparazzo. Chi è paparazzo? Paparazzo viene dalla paparazzi che è uno. Ah, ho capito, ho capito. E Magda, per le telespettatori, vei dicere che cosa canti tu? C'è cantitate anche? Ah, no, 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 no. Che cosa canti? Lasciatemi cantare, Stați un pic că m-am prins, adică ce cânt eu manele, cânt că sunt cea mai bună la manele. Dammi il microfono. E per te è una sorpresa, grande sorpresa. Questa sera abbiamo invitato una persona che dice che il tuo talento viene da lui. E la persona è Romeo Fantastico, il regine dei manele porno. Romeo Fantastic, regele la sex, regele la marelele porno, siste turbo! Bună seara, Romeo! Bună seara, Julieta, mamă, ce caterică pe goasă, cu bine! Ai visto deja că l'altra invitata e Magda Ciumacca? Non fare questa in diretto! L'altra invitata e Magda Ciumacca! O cunosc două dreacu de tâmpită! Du-te treacu tu, mai impotentule! De ce bispă? Cine minte? Eu nu mint, băi, regele lui Sesu. Ai înțeles? Dacă vrei să știi, nu mint și eu sunt sigură că tu ai acolo buzunarelul ăla. Ai acolo niște Viagra, lasă că știu eu. Păi am luat Viagra că te-am văzut pe tine, proasta dreptă. Ei, calma! Ai calma! Noi siamo all'OTV, siamo all'OTV. Show. E allora Magda, puoi dire per le telespettatori come hai scosso il primo album? Da, nu că înainte vreau să spun altceva. Dă-mi înapoi microfonul. Eu vreau să-i mulțumesc lui Tolea pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că el m-a propulsat în față și el a luptat pentru mine și eu pentru el, chiar dacă am fost la OTE. Păi hala, dit-o, dă-ți-mi rățărul și mi-așa cu fiu. Îi datorezi lui Tolea, tu, Sanchi. Ce-i datorezi lui Tolea? Că ai venit, te târiei genunchi pe la mine, pe la studio, să te fac mare muzicantă, Sanchi, ai uitat, becherit-o. Nu e, măi, tâmpitule, nu e adevărat. În genunchi eu cad în fața lui Tolea doar în anumite situații. Am înțeles, m-a liniștit. Allora, calma, eu voglio propunere qualche cosa per voi. E per fare... Aici, allora, per l'occhio show, un duetto. Să cânt un duet? Să cânt un duet cu bezmetica asta? Stai cu minte, Ramona. Sì. Băi, tâmpitule, nu sunt bezmetică. E solamente de busolata. Allora, facciamo? Applause, facciamo il duetto! Dă-te la o parte, tâmpito, că dansează Magda! Dă-te la o parte! La ragazza, siediti! E allora abbiamo aici... Ramona! Aici, acum, un duetto perfetto, Romeo Fantastic e Magda Ciumacca. Ti prego! Poți să faci optul, nu dai doar de glezne, hai! 3 și... O Carolina Palalila, tu ești viața mea, o Carolina Tila Laila! Tu ești fata mea, Carolina Palalila.
Noi ne vrăjim. Bună seara, la revedere, mulțumesc. Haide, fă să mergi. Auzi, balalina la ce? E, allora muzica vera, vi prego. Erați curioși să aflați cum decurge o întâlnire romantică în WC-ul liceului între doi puști emo? Persoanele sensibile să se aprovizioneze cu batiste sau șervețele de hârtie. Auzi, ți-ți plac desenele animate? La nebunie! Alfa, give me five! Tokyo Hotel. Și mie îmi plac că mă deprimă. Auzi, vrei să vii la mine acasă să-mi vezi colecția de Pokémon cu ochii scoși? Cât de trumă! Dacă vezi și tu la mine acasă să-mi vezi colecția de Barbie. Tu ai păpuși Barbie? Nu mai capetele! Cât de tare ești tru, Tokyo Hotel! Auzi, zic cu mine la o petrecere. Nu știu, vrei neapărat să vin? Nu. Ok, atunci vin. Cât de tare, Tokyo Hotel. Auzi, ce fel de petrecere? La Belu, îl mormântează pe bunicu. Ai, cât de tare ești true. Fuck, Tokyo Hotel. Auzi? Acum că ne cunoaștem mult mai bine, poți să te rog ceva? Da. Vrei să mă tai cu lama? Dacă mă tai și tu pe mine. Te cojesc ca pe cartof. Băi, ce faceți mai aici? Ne tăiem cu lama, domn profesor. Credeam că fumați. Cât de trupa să fie prof. Bună seara și bine v-am găsit la o revistă a presei specială. Aș spune mai specială, dar n-are grad de comparație decât altele. Sunt Radu Cazan, iar alături de mine în această seară se află doamnele Mihaela Tatu. Bună seara, dragele mele. Și doamna Grecu, ce-i cu asta? O știre senzațională citim în Curierul Național. Un primar din județul Teleorman a vândut primăria la licitație și a fugit cu banii în insulele Canare. Dragul meu, am un mesaj pentru tine. Dacă dorești compania unei femei adevărate până în insulele Canare, caută-mă, mă găsești aici. Primarul ăsta ori e rudă cu Vidanu, ori au terminat aceeași școală. Sunt revoltată. O altă știre năucitoare vine de la Ministerul Sănătății. Se pare că în urma unor cercetări spectaculoase s-a ajuns la concluzia că alcoolul micșorează dimensiunea creierului. Există și o dovadă. Ultimii 4 ani la Cotroceni. Dragele mele, nu e adevărat. Mie nu micșorează creierul, ci doar îmi umple pungile de sub ochi. După 3-4 pahare am pungile mai mari decât sânii. Mi-au căzut ochii pe... O știre din Jurnalul Național. O găină din Botoșani a făcut un ou neobișnuit de mare. După un timp din nou a ieșit un pui de tigru care a fost alăptat de o scroafă din curte până la 6 luni, când a fost adoptat de o trupă de circ rusească condusă de un vâr al marinei Voica. Da, și ce-i cu asta? Stai că n-am terminat știrea. Tigrul a evadat din trupa circului și s-a acioat pe lângă o haită de maidanezi din Suceava. Haita a fost prinsă de hinghiri, iar tigrul a fost eutanasiat. Săracul tigru! Domnul Cazan, sunteți nebun? Păi în loc să vorbiți de lucruri importante, vorbiți de un tigru. Pentru că tu nu ai suflet, draga mea. Înțelegi? Nu ai. Și am văzut că înainte de emisiune ai venit cu o mlită mai blănoiu, care este blană naturală. E blană artificială de vulpe naturală. Până una alta, haideți să luăm puțină publicitate. Gata să dăm o publicitate? Pahar cu apă, dacă se poate, și pentru doamnele, dacă... E concursă feminitate? Da! E întrecere între dive? Asta spuneam. Mă potrivesc perfect! Ce vrei, mă? Să-ți iau banii și să-ți violez de vas. N-am nevastă! Bine, îți violez prietena atunci. N-am nici prietene, n-am... Băi, ce viață de căcat am! Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt...
Virgilianțu și începând cu această seară vă voi prezenta un show numit Miss Estrogen. Este un format nou care vrea să descopere care este cea mai feminină divă din România. Numai una dintre concurente va fi coronată cu acest titlu, dar vreau să vă prezint cele trei concurente. Prima se prezintă drept o mare doamnă, ceea ce o să observați chiar și este. Nikita! Ha! O semizeiță și o poetă de poezie! Da, și eu, o mare poetă de poezie, exact. Am uitat să spun. Următoarea concurentă la titlul de Miss Estrogen este o doamnă care iubește foarte, foarte mult copiii. Din acest motiv a înfiat un copil și în cele din urmă l-a luat de bărbat. Vă prezint pe Israela. Yo-ho! Păi bine, Ianțule, mi-ai promis un concurs, am și eu! Concurență! Păi ce asta e concurență? Baba, ție te calc cu placa în gură! Eu te-o scos și-ți fac frig! Eu nu sunt baba, să fie clar, să înjună! Ia uite! Înjună! Ia uite, tânără, cine ce are cu mine, a? Te prind la bărcin, te sparg să mor eu! Da. Bun, și ultima concurentă din această seară este... Hai, băr, mai beli, ok, zi! Naomi! Da! Mersi, fă! Stimațele spectatori, hai de vedea cu Naomi la concurs de feminitate împreună cu beberițele. Congresina, Consuela, bună, puiu. Cea mai frumușică dintre toate, Grisina. Fă bă așa la mătă și la taxa acasă! Măi băiatule, ce cauți tu la un concurs de feminitate? Aici sunt femei, dive! Ai zis mă băiatule sau n-am auzit eu bine? Băiatule! E concurs de feminitate? Da! E întrecere între dive? Asta îți spuneam. Mă potrivesc perfect! Păi pe asta le chema, mă, concurența mea, mai de casă! Hai, toți! Hai, toți! Doamnelor, doamnelor, îmi cer scuze pentru această situație penibilă, sublinez. Penibilă. Penibilă. Penibilă ești tu, Ianțule, și cu astea două de la adus. Ura! Liniște! Hai, doi. Liniște. Să începem concursul. Auzi, Ianțule, așa, dar ce bun, nu vrei să-ți cântăm ceva? Nu, nu, mersi. Hai, mă, așa, ca un n-o jingle, așa, să mai antrenăm atmosfera. N-a fost suficient. Hai, Ianțule, ce okay. V-a hai, mă, ce te-ai arătat, bă, ce? Bă, Ianțule, să o să cânt! Mă lași? Da, te-ai drag. Prima întrebare. De câte ori trebuie să se epileze lunar o divă? Ping! De 3-4 ori pe lună vara. Și niciodată iarna. Dar de ce nu și iarna? Că ține de cald. Ping! Ping? Ce tata ping? Ce e ping? E un fel de yuhu! La concursul cu întrebări ca să răspunzi, faci ping! Nu se face niciun ping la niciun concurs. La vrei să fii miliardar nu se făcea ping. Băi, Ianțule, la vrei să fii miliardar nu era cu ping? Păi vezi, bă, de-aia l-a scos de-n grile. Okay. Israela... Răspunsul, te rog. La ce? Hai de capi, băi! Nu vezi să că ești bătrână, ai uitat de la gură până la cot? De câte ori trebuie să se epileze o divă pe lună? Păi nu știu, că eu nu mi-a propus să merg pe lună. Dar dacă mă iei tu... Avălut, așa! Fii, fii atent, Ianțule! O divă, ca să fie cea mai divă dintre dive, trebuie pe lună să se epileze... Ce mai dracu, să se epileze definitiv! Da, important e să nu uite să se bărbierească dimineața. Da. Răspunsul este... corect? Da! Bravo, bă! Bravo, bravo! Agentele 100! A toți! Hai, ura! Următoarea întrebare. Da. Atenție, puteți să dați și dumneavoastră răspunsul. Ce animal de casă este mai potrivit pentru... o divă. Ping. Porcul. Păi porcul e animal de casă? Da, porcul e cel mai bun prieten al omului. Eu întotdeauna țin unul pe lângă mine în situații de-astea de urgență. Situații de urgență? Da, dragă, când depun un efort intelectual, depun mult efort, așa mai am cu foame la lingurică și sacrific porcul și pun ceafa la grătar. Da, belei. Israela. Ce animal de casă este potrivit unei dive? Cățeluș!
Cățeluș, tu ai cățeluș? Da, l-am pe Liviu, cățeluș. Pic, Ianțule, fii atent aici și a răspuns de te dă oboară. O divă, recteie, ca să fie foarte divă, trebuie să aibă un animal de casă care să rezoneze dragă cu personalitatea ei. De exemplu, în cazul meu, o ciocârlie. De data asta, răspunsul este... corect! Bravo, bă! Agentele 2003. Ultima întrebare. Fiți atente. Păi zeacă, întreabă Ianțu. Ce trebuie să facă o divă ca să cucerească un bărbat? Ping! Păi ce mă, tu crezi că trebuie să fac eu ceva ca să cucerești cu un bărbat? Da, trebuie să-l bați! Ura! Israelan? Da, ce? Izraela, Izraela, da, sunt aici, ce? Nu ești atentă, mintea este undeva la cățeluș. Îți spun eu unde e, la altă parte, la bărbați. Ce trebuie să facă o divă ca să cucerească un bărbat? Trebuie să... Bine, îți spun eu, Ianțule, fiate. O divă... Da, recte eu, mă rog. Ca să cucerească un bărbat, recte tu, mă rog, trebuie să petreacă cu el o noapte, dragă. Dar nu orice fel de noapte, știi ce noapte, Ianțule? Noapte albastră, bază, 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 nemărginirea, în ochii voștri s-o primesc. Bună seara, București! Bună seara, România! Sunt Andreea Esca, iar el este în mod evident gay. La naiba, îmi pui mei, la câți bani îți dă sârbă, mă așteptam și la niște glume mai serioase, îmi pui mei. Site-ul www.mondeni.ro face ravagii. Se pare că mulți useri accesează site-ul și privesc programele la o calitate excepțională. De asemenea, nu uitați de premiile TV Mania, îmi pui mei. Puteți să trimiteți SMS la 1408 cu textul Comedie Mondeni la naiba. Iată știrile. Procurarea din Craiova, care a primit o propunere de angajare din partea Circului Globus după panorama pe care a făcut-o atunci când a fost surprinsă matoală de către poliția rutieră, a pledat nevinovată. Ea susține că a fost agresată de către polițiștii care au încercat 2 ore să o convingă să sufle în fiolă. Eu cel puțin când beau sunt simpatic. La naiba, buii mei. Din cauza crizei financiare, se pare că după mai bine de 50 de ani româncele au început în sfârșit să se mărite din dragoste. Cu Mircea Radu. Cine la vorbea naiba. De glume nesărate. Dăricea numărește pensiile, mai exact una singură. Pensia alimentară se zvonește prin târg la naiba, m-au zis și eu, că premierul divorțează de soția sa pentru a popopsi în brațele Ramonei Bădescu. Ochio la naiba. Primarul Craiovei, celebrul Solomon, a luat-o pe urmele ciobanului din Pipera. El a făcut o excursie în Israel și, zice dânsul, a vorbit direct cu Dumnezeu, care i-a spus să facă ceva pentru Craiova dacă tot e primar. La naiba. În consecință, la întoarcerea în bănie, Solomon a dărâmat gardul unei biserici, monument istoric. Să sperăm că Sorin Oprescu n-are în plan nicio vizită în Israel. La naiba. Starul porno Jesse Jane a prezentat în cadrul târgului Sexpo, care are loc zilele acestea la Melbourne, Australia, un obiect de preț. E vorba despre un vibrator realizat în întregime din aur de 24 de carate care va fi scos la vânzare la sfârșitul expoziției pe 23 noiembrie pentru suma de $25,000. Bine, recunosc, la naiba am făcut un credit la bancă și l-am cumpărat. Să dea Dumnezeu să-ți crească dobânda. Traian Băsescu. Președintele Traian Băsescu a promis că pentru a sprijini industria națională va conduce o Dacia Logan în locul autoturismului german pe care îl conducea până acum. Andrada Tătuianu Cioro Gârlea se află la fața locului și ne dă detalii despre Loganul prezidențial. Andrada, ai legătura. La naiba. Mulțumesc, Andreea! Ceea ce vedeți în fața ochilor nu este o mașină obișnuită, nu este un Logan obișnuit, ea este mașina domnului președinte Traian Băsescu. Vom sta de vorbă cu doi constructori ai dânsei să aflăm ce funcție au ei în cadrul uzinei Dacia. Da, deci numele meu, dă-mi colega, este Pignon François. Ocup funcția de inginer, subinginer în cadrul Departamentului de Dezvoltare Motoare și Modele Dacia, uzina Dacia Pitești. Și dumneavoastră? Și eu. Și dumneavoastră ce? Deci, practic, numele meu este Bieletă Moris și sunt inginer pe problemă de creație și de PR la uzinele Dacia. Da, deci, practic, asta este mașina președintelui Traian Băsescu. Da, domnișoară, asta e. Pare un Logan absolut obișnuit, dar nu este... Nu este deloc așa, pentru că este o mașină cu dotări cu totul și cu totul special. Fiind vorba de o mașină prezidențială. Da. Am înțeles, dar ce dotări? Dar înainte de dotări, vreau să vă întreb, totuși, ce preț are această mașină pe piața românească? Da, 120.000 de euro. Cât?
Fără TVA. 120.000 de euro? Păi ce dotare are de 120.000 de euro? Iertați-mă, dăm voie, colega. Deci are niște dotare absolut spectaculoase. În primul rând, un sistem de frânare în premieră mondială. Nici un alt model de mașină nu mai are un asemenea sistem de frânare. Deci sistemul, dăm voie, colega. Acum, deci sistemul de frânare este cu totul și cu totul special, domnișoare, pentru că nu se mai face până discuri și plăcuțe, înțelegeți? Se face până aceasta ancoră, uitați, colega. Da, deci până la ancorare, până sistem aceasta, de ancorare. Sistem de ancorare până aceasta ancoră. Se aruncă pe geam ancora și mașina îngheață practic. Da, deci o altă dotare absolut spectaculoasă este faptul că la acest model de Logan este primul model de Logan testat de noi, blindat. Păi cum e? Cum l-ați blindat? Deci s-a întărit, dă-mi voie, colega, s-a întărit chederele și s-a făcut geamuri dublu. Așa. Înțeles. Și mai are ceva special, dacă vă uitați aici pe bancheta din spate, domnișoară, este un bar care funcționează non-stop, montat aici, în care președintele poate servi. Există și un dorești barman acolo, dacă nu este montat. De asemenea, iată, dă-mi voie, colega, dacă continuați aici, iată, acesta este un senzor de alcool. Este primul model Logan care are un senzor de alcool incorporat în volan. Este absolut senzațional, o mașină, într-adevăr, de mare, mare fiță. Acest senzor, să înțeleg, oprește mașina în momentul în care simte aburii de alcool. No, nu, nu, înțeles, nu, nu, nu este, este, la noi este, dăm voie, colega, este total invers. Adică mașina nu pornește decât în cazul în care simte senzorul un damp de alcool de la șofer, adică de la președintele Băsescu. Sigur că da, și dați-mi voie, uitați aici pe scaunul din dreapta, este montat un vomoar, deci un vomoar în caz de forță majoră. Bineînțeles, da. Și mai are o dotare specială, deci mașina practic este primul Logan anfibie, înțelegeți? Adică ce sens, mașina se poate transforma în embarcațiune, da, și poate fi condusă exact ca un vapor. De aici însă decurge niște probleme care noi încercăm să le rezolvăm, ca să spun așa, și anume este faptul că senzorii care transformă mașina în anfibie se declanșează și în caz de ploaie și în caz de spălătorie auto. Deci te trezești cu anfibia când ți-l mai dragă. Mă scuzați că vă întrerup, iată vine fiica președintelui Traian Băsescu, domnișoara Elena Băsescu. Domnișoara, ce căutați aici? Da, asta este. 120.000 de euro. Fără TVA. Haideți, domnișoara Băsescu, bă, iertați-mă, bă, dacă un Logan de poliție costă 70.000 de euro, cât să coste unul prezidențial? Și cu dotările astea? Chiar așa? Păi, stați puțin, domnișoara Elena, nu plecați cu Loganul? Dar mai fi ceva de spus? Dar am o singură anunță, ai vrea să facem, dacă n-ai voie, colega. Deci vă așteptăm săptămâna viitoare la uzina Dacia, unde se va, va fi o mare sărbătoare pentru noi. Se va lansa primul Logan spațial, adică prima rachetă cosmică spațială de producție românească. Noi am făcut câteva teste, au fost câteva probleme. Deci problemele sunt că la ieșirea de la atmosferă, chederile cedează și se depresurizează. Ne-a murit 8 ingineri. Exact, și bate tacheții și s-a terminat tot. Mulțumesc! Mircea, Andreea. Mulțumim. Andrada, dăm acum legătura în studioul apropiat pentru știrile sportive colegii noastre Simona Pătruleasa. Simona, ai legătură. Spune tu. Mulțumesc, Andreea. Bună seara, sunt Simona Pătruleasa, am împlinit 35 de ani și șoc, n-am dat nicio bomboană. România a învins Georgia cu 2-1 într-o partidă amicală desfășurată într-o atmosferă incendiară pe stadionul Dinamo. Cei 12 spectatori plătitori au fost încântați de ocaziile tricolorilor. 2 la număr. Se pare că în Giulești criza financiară începe să se rezolve. Julio Cezar a fost zărit mâncând o banană, deci iată că deja își permit fructe exotice. Pentru a comenta ultimele evenimente din fotbalul românesc, îi dăm legătura colegei noastre, Amalia Sportivanu, care se află lângă fostul internațional Dănuț Lupu. Amalia? Mulțumesc, Simona! Iată, mă aflu pe teren alături de operatorul nostru de teren, Băneasa, pentru a-i lua un interviu fostului mare fotbalist Dănuț Lupu, căruia... Domnule Lupu! Domnule Lupu! Păi ce faceți, domnule? Ce să fac, domnișoar? Cu criza asta financiară mă descurc și eu cum pot. Am fost mare, am jucat fotbal și la Dinamo, și la Rapid. Da. Am avut cașcaval, dar i-am băut bătoți. Cum comentați meciul România-Georgia? Ce să comentez, domnișoar? A fost o caterincă de meci. A fost varză, s-a văzut. N-au două picioare. Niște bagavunți, stau degeaba în ghet. Am mult 300 de vot, că după aia a început să-mi cam placă. La golul lui Goian deja eram elicopter. Spuneți-mi și mie, ați fost acuzat în perioada în care jucați în Grecia de furt. Cum comentați lucrul acesta? E domnișoara asta, e catering. De, nu, ce furt, dar suferam de kleptomanie, da, sau de ciordel, cum să zici. Dar am făcut tratament și acum sunt bine, s-a rezolvat. Dar adevărat că ați condus o mașină care era furată?
Bă, băi, chiar sunteți de bun la cap? Nu era furată, nici nu era a mea, era un tovarăș din Germania. Că chiar aveți voi ceva cu Dănuț Lupu, dar vreți să-l faceți de cacao tot mereu? Și vedeți că e chiar cu idumeală, băi, bagamonților, să mă las voi pe mine la mișto, da? Hai că vă și badați-vă dreptul de aici. Simona, ai... Domnule Lupu, dați-mi microfonul înapoi! Dați-mi că l-a luat din salariul meu, dați-mi înapoi, îmi dea microfonul! Simona, nu mai am să-ți dau legătura. Ia-o tu! Show-ul Mondenii vă prezintă în premieră exclusivă filmul Liceenii 2008. Nu e așa că de-abia așteptați să vedeți cum s-au adaptat cei doi boboci, Dana și Mihai? Băi, Dana, ia un zoom! Băi, Dana, ultima de la sala, mi-auzi! Hai, forță, forță! Mihai, nu știam că-ți plac manelele. Mihai, tu știi să joci șah? Piesele alea de le dai la o parte când joci table? Păi, mai bine auzi să-ți ia, ia. Buzele tale, două petale. Mihai! Sărut mă tău peste picioare. Mi-ai pus Mihai! Ce vrei? Po- tu ai spus Socrate să mă ducă la doctor? Păi dă-te dracu, dacă ești cambă, normal. Ia, ți-ai pus ochelarii. Unii, păi! Bă, mă, să moară familia mea, pe parchiști! Dă-ți-i jos, mai bine babardin ca Chiori! Auzi, fă? Da, Mihai! Am și eu un dar pentru tine, fă! Un dar pentru mine? Da, fă, o am de la mama, e în pantalon, ia caut! Mihai! Pentru tine doar sexul contează! Și pentru tine doar Tokyo Hotel care o sucă! Ia te-aș fă, uite-l pe Socrate, ești nebună? Mă, să moară familia mea, proful ce gal arăți. Nu ți-a mărit ăștia salariul cu 50%, mă? Vă sărut, copii. Cum spuneau strămoșii noștri latini. A, de băi, proful, lasă-mă cu latina și cu filozofia. Ține astea de foame. Pe lume sunt mai multe feluri de foame, Mihai. Da, știu, foamea de mori, foamea scrapă mațele, foame de bani, știm. Nu, copile. Mă refeream la foamea de spirit, la foamea de cultură. Da. Are cineva, mă, lamă, că asta nu mai taie. Adică taci din gură. Auzi, proful, ce știi de-ai sus, ce să moară familia? Cum spuneau strămoșii noștri, Mihai, nihil sumum vincet. Cu alte cuvinte, habar n-am. Uite, proful, că acum ai habar, eu. Da. Ce faceți aici, puișori? Ia poftim, tovarășe Socrate, uite! Domnul Socrate, doamne! Socrate, unde ai ajuns cu libertinajul dumitale? De unde se aude maneaua asta? Haide, prof, ai de la radio, salam! Aveți nota scăzută la purtare, puișori! Mi se fâlpâie, prof, haide, prof! Haide, prof, la oară! Vă salut, Tokyo Hotel! Hai! Obsesii cu hotelul ăsta! Domnule Soscel, dar cum faceți de o duceți atât de bine cu banii, doamnă? Parcă nu știi? Am fost astăvară în Spania la căpșuni. Înțeleg. Ai poftim! Treci la clasă, puișor! Hai că vin! Profu, am uitat, i-a dat 5 și 1 milion, motivează și tu la băiatul niște absențe. Eu sunt forța! Hai! 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 Zile Cicero! Hai! Hai! Cicero! Tim! Adifă! Încotro mergi, bă, da, te că mă dau la tine. Spre ce meleaguri noi, răbitale. Hoțul neprins e negustor cinstit. Ce se întâmplă însă când prinzi hoțul chiar în casa ta? Vai, tata, mâine sus! Dar n-ai ținici, mă! Am căcule, sunt înarmat, vreau să te omor și să-ți iau toți banii. Cine sunt, bă? Guvernul? E greșit! Sunt hoț, sunt infractor, băi! Pitera, și ce vrei, mă? Să-ți iau banii și să-ți violez nevastă. N-am nevastă! Bine, îți violez prieten atunci. N-am nici prieten, n-am... Băi, ce viață de căcat am! Atunci te violez pe tine, bă! Băi, solcane, gata! Hai, stai cu minte, dă-mi, scoate banii, lasă vrăjeala! N-am bani decât pe car, primești carduri? Nu! Haide, mă, n-ai ATM la tine! Nu! Atunci lasă-mă să mă duc să scot și mi-și dau. Bine, du-ți. Stai așa! Mă crezi prost? Vrei să te duci să anunți poliția, nu? Lasă-mă să-ți cuc, altfel n-am de unde să-ți dau bani! Îmi dai cardul și pinul. Hai. 1, 2, 3, 4. Băi, fraiere, tu crezi că eu sunt prost? 2, 9, 1, 8. Ah!
Da, așa, mi-ai văzut fața? Nu! Ba da, mi-ai nu, văzut! Nu, nu, nu! Cum arăt, zic, cum arăt? Brunet cu o căprui! Da, așa! Nu, 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 nu mă omoră! Avem emoții, băi, n-am omorât pe nimeni până acum! Păi și te-am pus acușă, nu mă omoră! Da, da, tot am început! Da! Uită-nă! Stop! Păi bine, mă, Bănele, ăsta e un serial despre viața ta. Vrei să mor din primul episod? Uite-nă, dă-și după aia, după 20 de episoade, înviez și ce că a fost coșmar ca în Dallas, Bobby ăla. Coșmarul cui? Coșmarul cui, Sanchi, coșmarul cui? Coșmarul meu, adică Pavela, m-ai înțeles? Pui mei, am venit de 100 de ori la tine prin tot felul de gazita, dat o groază de bani și acum vii să mă faci de râs, sunt o romanță, pui mei! Uite așa că mi-ai dat 1000 bani! Dacă ești coașcă, mă trebuie, ești coașcă! Coașcă, mă, da, faci! Da, coașcă, coașcă, pui mei! Stai că te arăt eu tine! Ia! Prost să fii, noroc să ai! Cu alte cuvinte, blondă să fii pe terase în dorobanți, fraier cu bani să ai! Fată! Fată, în puii mei! Ce fată? Trebuie să plec acasă, în puii mei! De ce fată vini, vidi, pleci? Fată, în puii mei, mi-am dat seama că nu mă potrivesc la ceas cu șosete, nu am asortat, în puii mei! Fată, ești varză! De ce fată? Fată, ești cu creierii capului, fată. Tragi mânecuțele alea peste ceas și nu se mai vede nimic! Fată, fată, tu cunoști de mic așa proastă a fost întotdeauna în puii mei! Fată, ai evoluat, fată! Fată, păi dacă îmi trag mânecuțele se mai vede ceasul, nu se mai vede ceasul, dar 40.000 de euro pe el! Cum, fată, să nu se mai vede ceasul, fată? Și nici că a fost la solar! Fată, ce să riz, fată, așa, fată, ca așa carica pe mine! A venit omul cu o idee și gata, hop! O idee tâmpită în puii mei! Fată, fată, gândește, fată, înainte să vorbești! Fată, vreau să plec în Malibu, în puii mei! Da, fată? Dar, fată, ce să iau, iactul sau avionul? Ce ciotă? Creierii capului! Ce fată? De ce fată? Fată, cu avionul nu trebuie să pleci, cu barca aia faci 2 zile! Aștept, fată, o ține, fată! De ură, fată! Fată, nu mai dau niciodată cu tine, fată! E de verde, de bine, nici să nu se duce, nici să nu vin, ca să fie om ciudat, bă, ciudat și mirosmat. Gata, asta e. Paul! Ia uite pe cine văd, domnul Poponeț! Tarot, cafea mâncată, trebuie să te pun mâncată și o pe ei tăi frumos! Mă, fată, și mai spune, Poponeț, în puii mei! Aoleu, cui dacă ce te răstește așa la mine? Hai, fate, că nu se răstește, așa vorbește el. Da, fată, m-a răspicat așa. Fată, în puii mei, am venit de 100 de ori la tine, pui tot felul de gagiți, ai dat o groază de bani și acum vii să mă faci de râs, sunt o romanță, în puii mei. Cui dacă că mi-ai dat 1000 bani? Dacă ești coașcă, mă, trebuie, ce ești coașcă? Coașcă, mă, da, faci. Coașcă, coașcă, puii mei. Dacă te arăt eu tine acum. Verde în verde la lună se pierde și se transformă în verde. Ne-am mâncat așa ochii tăi. Ce moară familia mea, mi-a ieșit să-i stoați! Hai că sunt vagabantă pe cea mai interesă! Stai, fă, în puii mei, fă! Opa, t-o răspica vorbești! E, atunci te pup, prințule, și mai vorbim, na! Stai, 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 fată, puii mei, nu pleca! Stai, fă-mă la loc, ce-ți zic adevărat! Da, ierea să uit! Numai un sărut adevărat poate să-l facă pe ăsta ce-a fost el cu adevărat! Fata! Fata, ce-a zis asta, fata? Fata, că numai un sărut adevărat îl poate transforma în ce el cu adevărat! Da, fata, ești nebună, fata, cum să pun fata o broască, fata! Haide, fata, în puii mei, fata, că nu sunt broască, sunt Poponeț, în puii mei, dar m-a transformat! Haide, fată, pupați-mă, n-auzi că trebuie să mă pupați în puii mei! Fată! Fată, fată! Ce țipă fata asta așa? Hai, fată, nu mai țipa! Avea dreptate Samuela, da. Țipi într-una! Haide, fată, mă pupați o dată! Fată, ce facem? Fată, hai, fată, dacă trebuie, fată, hai cu plăcere! Auzi, fată, să nu mai zici, fată, că nu suntem prietenele tale, fată! Fată, să-l pupăm la loc, să-mi devine la loc ce e cu adevărat! 1, 2, 3! Gata, transformă-te în ce ești tu cu adevărat! Deci... Haliluța! Deci, stimați spectatori, Haliluța, Haliluța, o treabă pe bunică. Bunico, pot să mă joc cu sârii tăi? Răspuns, da? Dar să nu ieși din curte!
primarul ăsta, ori Rudolf Pipiteanu, orice. Băi, ce mă? Tu da, și ce-i cu asta? Stai că știrea are și continuare. Doamnelor și domnilor, Israela. Tigrul a evadat din trupa circului și s-a ciuat pe lângă o haită de maidanez din Suceava. Haida, pus! A ciuat! A ciuat! Stați că n-am terminat știrea! Tigrul a evadat din trupa circului și s-a ciuat pe lângă o haită.